toate că se vorbește mult de încălzirea globală, în Argeș se înregistrează temperaturi sub media normală, ceea ce face ca pomii fructiferi să fie mult mai întârziați din punct de vedere al vegetației. Din acest motiv, florile încă nu s-au scuturat la unele specii, iar calendarul lucrărilor specifice s-a decalat. Dacă perii au fost afectați aproape în totalitate, merii încă sunt înfloriți în această perioadă, iar această situație se regăsește în majoritatea livezilor din județul Argeș. A fost frig în câteva, a dat brumă groasă aici, că sunt și curenți reși după bara asta. Părul, am eu niște peri de încercare ca să... Eu dacă altoiesc niște pomi, întâi încerc la mine, ce să vedem. Și cum merg. Și părul mi l-a făcut, mi l-a înghețat. Mărul nu a avut nimic, nici cireșul n-are, nici piersicul chiar nu l-a prăpădit de tot, da? S-a nimerit la păr. Când au fost deschise florile, atunci a dat o drumă foarte groasă. Prunul? Prunul are prune. Dacă vremea le-a jucat feste, pomicultorii speră totuși să obțină producții mulțumitoare și adaptează succesiunea lucrărilor astfel încât ciclul vegetativ să fie ajutat. Am dat îngrășăminte complexe, și acum urmează să ierbicidez părând și să-i stropesc. Momentul de astăzi, de acum, e destropit. Au început să se scuture petalele, după cum vedeți, și e un soi de mere rezistent la rapă și făinare și stropesc de mai puține ori și din motive economice și din motive de sănătate a oamenilor. E o plantație cam de modă veche. Acum nu se mai fac plantații cu coroană de globuloasă, cum e aici. Ăștia sunt pom de vigoare mijlocie, altoiți pe portaltoiem 106, dar cu plantațiile care vin sau ar trebui să vină în România, trebuie să fie păiem nouă, mici, cu distanțe mici între pom părând, dar volumul de coroană să fie dat de mai mulți pomi, nu de un singur pom cu volumul de coroană mare, cu coroană globuloasă. Logica schimbărilor din pomicultură vizează în primul rând alinierea la tehnici menite să crească atât productivitatea, cât mai ales calitatea fructelor. Ca să intre repede soarele, să intre soarele peste tot, să se culeagă mai ușor, așa, să intre soluția de stropit și la tăieri e mai standardizat cumva, e mai ușor de înțeles pentru cel care taie, fiindcă în România, știți și dumneavoastră, din păcate, nu mai sunt licee agricole, horticultura trebuie făcută cu oameni care au un pic de școală. Nu merge să tai, cum am văzut, până multe părți, prin multe grădini, tai acolo să fie tăiat. Dar nu merge, trebuie să tăiem cu o gândire, să se ducă soluția de stropit, să intre soarele, să facem mere colorate peste tot. La acest moment, merii au mult prea multe flori, ceea ce înseamnă că dacă toate vor rodi, vor rezulta fructe mici, care nu se vor coace uniform. În această situație, pomicultorul poate efectua normarea rodului, fie prin metode chimice, fie manual.